30 decembrie, ora 22 minute, salutare la toată lumea, bun videoclipul de astăzi, nu știu exact cum să vă explic la început ce fac ca să știți ce vă așteaptă. Dacă dau slash stat de seama acolo 32 de miliarde în bancă și pe videoclipul de astăzi, în primul rând o să dureze o idee mai mult, adică încep la 2, la 22 minute și 3 minute aproape. Și o să se termine, nu știu, la 4 sau la 5 sau la 6 și o să se termine la ora aia pentru că vreau să încep joaca cu 32 de miliarde cu cât am eu acum în bancă și în 2-3 ore, bă, nu știu, poate fac 40 sau poate fac 20, poate scad sau poate urc și, nu știu, poate o să fie interesant procesul prin care trec ca să urc sau ca să scad și hai să începem. Scuze că am intrat în tine. Stai liniștit, furătă, că se înțelege, mai greșești, mai pierzi, mai nu câștigi, merge, merge. Dacă citești omul ăsta acum mesajul ăsta, o zice, păi, cum stă, băi, frate, e bad la ora asta. Filmezi? Oh, yeah. Da, bă, hai să începem cu primul lucru în care mă încred un pic de mult mai mult. Dacă dau open credit aici, am un transcendent credit care e posibil să-mi ofere 300 de puncte premium și, bă, hai să vedem dacă o să se și întâmple treaba asta. Și băiatul nostru Eben12 zice, RIT, abonați-vă! Și dați like, bă, da chiar, nu uitați să lăsați un like, da, așa zice Ben12, acum nu neapărat că zice el, dar vă zic și eu așa, suntem doi, poate dacă suntem doi, se întâmplă ceva mai măreț și un skin transcendent 164, skinul ăsta transcendent, sincer, nu mă impresionează cu nimic, așa că să zicem că n-am câștigat încă nimic. Sunt în fața băncii din Los Santos, niște băieți se omoară aici, unul are o riflă în mână, unul are un MP5 și băi, îmi deschid o bere ca să-mi fac curaj să intru în bancă ca să scop bani, sincer vă zic. Uite, drau, mă, două, scot 2 miliarde să am în mână ca să îi mulțesc și 30 de miliarde rămân în bancă, bă, hai să vedem ce pot să realizez eu cu banii ăștia ca să îi mulțesc, ca să facă pui, da. Am dat acele 2 miliarde pe 8 emote creatorie și hai să vedem rapid dacă am făcut afacere cu așa ceva, o să trecem rapid prin premii. Primul credit am luat un emote dolar, cică, ok, next. Al doilea credit 25 respect points. Al treilea credit 25 respect points, next. Și al treilea sau al patrulea credit a oferit un Epic Voker. Deci un Epic Voker are 100 de puncte premium, cred. Așa că, bă, deocamdată e ok. Mai am încă 4 emote creatori, deci am desfăcut jumate din ele. Încă 25 de respect points. 1000 de behut points. Nu știu dacă e bine sau rău, sincer, nu știu dacă se merită. Mai am încă 2 creatori. Am câștigat un emote pumpkin, nu știu exact ce înseamnă asta, dar e ok. Și mai avem încă un credit, ultimul credit, care o să ne dea 25 respect points sau un Epic Voker, una din două. Și am câștigat încă 1000 de behut points. Se pare că nu le-am cu predictorile azi. Bă, nu știu dacă s-a meritat. Nu că nu știu, nu cred că s-a meritat, dar vedem acum, mă gândesc cât fac PP-urile astea și vă zic. În cele 8 emote creaturi, cel mai valoros lucru a fost Epic Voker-ul și din el fac undeva la 1,6 miliarde dacă vând PP-urile. Și mai rămân undeva la 400 de capa gaură, însă am făcut behut points pentru un transcendent credit și hai să nu încerc iarăși norocul aici. Jap! Skin 272 transcendent, se pare că nu a fost cu noroc pentru PP-uri. Bă, dacă s-a meritat, dacă nu s-a meritat, sincer, apar, n-am, nu știu dacă s-au meritat cele 2 miliarde date. Auzi aici întrebare, dacă moare Reduc și tu pe Laker, cui rămâne serverul? Bă, cred că un răspuns serios aici ar fi că, bă, rămâne serverul lui Edison, adică, na. Se face cu serverul. Am vândut 100 de PP-uri și am luat 1,6 miliarde de cele 100 de PP-uri pe care le-am câștigat din emote credit și acum mai vând 50 așa de la mine. Pac, am vândut și Voker-ul de 50 și i-am zis re la băiat, pa, mă duc să bag bani ăștia la casino. Cumpăr undeva la 3000 de credite, dau 300 de capa pe 3000 de credite ca să fiu sigur că o să previn câștigători la păcănele și vreau să mai bag la Blackjack 500 de capa așa o mână rapidă. Mi-a căzut 17 dealer, are 10, acum e extrem de riscant să dau hit. Dacă dau hit e posibil să-mi treacă de 21, dacă trece de 21 pierd, așa că dau stand, el ia 20 și am pierdut 500 de capa și mai joc o dată pentru că nu-mi place treaba asta. Tot 17 mi-a dat, frate, tot. Te drăguț, lui i-a dat 11, dacă dau un hit, am pus pe lângă mouse. Na, ai la Blackjack, am pierdut deja 1 miliard aici, stați așa puțin. Am luat 20, l-a luat 10, dau stand direct. Coaie, am avut și eu 20, are și el 20, nu câștigă nimeni. 16, el are 11, la 16 dau un hit și o să am 21. Băi, el tot 21, frate, care erau șanse să se întâmple treaba asta. Am 19, el are 10, bă, dacă-i, na, nu cred că-i vine iarăși 20 sau Blackjack, deci o să dau stand. Băi, eu vine Blackjack.
Cred că am pierdut 1,5 miliarde până acum. Nu știu dacă mai am bani, sincer. Nu știu, nu știu. Mai am încă 500 de capa-capa. Ăștia sunt ultimii bani. Adică deja am pierdut 1,5 miliarde și 9. Mie mi-a venit direct Blackjack. Dacă mi-a venit Blackjack, dau stand și lui a venit 19 și am câștigat 500 de capa-capa în sfârșit. Bă, până nu-mi scot gaura, eu nu plec de aici. Adică nu cred că, nu că nu cred, nu plec și punct, dau hit acum, am 14, el are 10, mai dau un hit, 19, dau stand, el are 20 și am pierdut 500 de capa capa. Eu am 17, el are 11. Am 17, frate, dacă dau hit, dau hit, n-am ce să fac, nu o să rămân 17 și eu o să, ok, am 20, dacă ia blackjack, eu o să mă cul, coai, dar ce s-a întâmplat? Opa, tastatura mea, dau un F7. Ai fost scos deoarece nu ai selectat o acțiune. M-au scos afară de la masă și mi-au lăsat și banii. Mă simt neîndreptățit. Scot din bancă 3 miliarde și mă duc înapoi că ceva nu mi-a plăcut la ce s-a întâmplat acum cu Blackjack-ul. Hehehe, mă mai cunoști? Hai bă, uite la mine. Nu vrei să te uiți? Uite-ți gura, mă, mi-ai luat banii. Am 18, el are 9. Bă, hit nu dau stand și el o să aibă 17. Am câștigat 500 de capa capa. Bun, am început bine. Suda payday și nu văd ce am aici, frate. Bă, suda payday ăsta. Cine o chema payday-ul la ora asta? Bă, nu văd cât am acolo. Vedeți taxa asta? Nu văd ce număr am. Dar mai ține mult payday-ul acolo. Întreb pentru un prieten. Că eu nu văd ce am aici și dealerul la 10 și eu încă nu văd ce număr am acolo, frate, că nu, păi taxa aia acolo și nu pot să văd. Vedeți și voi că nu pot să văd? Vedeți și voi că nu pot să văd. Dau un hit așa la mișto, n-am ce să fac. Ai fost scos de la masă pentru cu acțiune, că pentru măta. 12 el are 8, dau un hit și o să am 22 și el 18 și o câștigat, ok. Și eu am 14 el are 9, dacă dau un hit o să am 23 și normal că ia 19 și îmi cade totul pe aici deja. Deja devin recalcitrant. Am 7, el are 10. Dau un hit, o să am 17. Mamă, 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 mamă. Mai dau un hit? 21. Iată, iată la voce. Câștiga și eu. El are 11, eu am 8. Dau un hit rapid, am 14. Mai dau încă unul așa la 2. Mama, a luat Blackjack, dar și el la fel, deci nu câștiga nimic. Am 14, el are 10, dacă dau un hit o să am 18 și dacă mai dau unul o să sară peste 21, așa că dau stand și dacă am dat stand avea, el a luat Blackjack, na, asta este acum. El are 5, eu am 14, dacă dau un hit o să am 18 și dacă dau stand el o să aibă tot 18 și nimeni n-a câștigat. Eu am 13, el are 11, dacă dau hit acum o să am 22 și el ia 21 Blackjack, da. El are 5, eu am 19, dau stand direct, nu stau la discuții și el are 20, normal că are cum puc peste mine și da, câștigă și am pierdut. Deci, bă, am pierdut. Ai fost scos la masa de Blackjack doar ce nu ai suficienți bani. Bă, nu mai românesc, poate. Bă, deci nu mai românesc, poate întâmpla așa ceva. Și, bă, glumesc, vă dați seama că nu are nicio treabă una cu alta, numai că așa zic oamenii, gen, toți oamenii pe care nu toți, mă rog, o parte de oameni pe care îi cunosc eu, dacă se întâmplă ceva, nu știu, le se strică mașina, le se nu știu ce, nu le iese ceva, bă, mă rog, se poate întâmpla și ceva, eu râd la o treabă asta, când nu are nicio treabă cu realitatea, și e ora 45 minute, bă, sincer, eu acum nu mai am chef să mă bag la păcănele și o să închid videoclipul aici, pentru că nici chef de alte afaceri nu am, aveam 32 de miliarde și acum am 27 de miliarde. Bă, în concluzie, nu jucați la Blackjack și videoclipul ăsta cred că mai bine s-ar numi cum să pierzi bani cu Alberto decât orice alt titlu, așa că, bă, cam atât. Un an nou fericit, bă, frate, îndată mâine seară, cumva vine anul nou, așa că, bă, petărzi, avioane, rachete, artificii, pa, pa.